măcar bunica mea. Dă-i-le, Estelle. Où sont les neiges d'antan, Estelle? Gândeam la Gregory de altă dată. Pot să vă ajut? Și cât l-am rugat pe papa să nu-i lase lui Traian casa de la Mogoșoaia. Știi doar cât l-a iubit Agata, dragă. Nu putea să creadă că băiatul lui o să moară înaintea sa, Tudru. Pot să vă conduc la un taxi? N-am să înțeleg niciodată de ce a trebuit să-și redacteze testamentul în felul în care a făcut-o. Las fiul meu, Traian, moștenire, casa și acareturile moșiei mele la Mogoșoaia. Iar după moartea acestuia, fiului său, Alexandru, împreună cu mama sa, Catinca Magheru, născută Roznoveanu. Născută Scorpie. Că nu l-a iubit niciodată pe Traian. Tinister. Intră o clipă să-ți lași sufletul, dragul meu. Pești, te rog.
întreb ce-o fi vrut să spună avocatul când a spus că o să ne ajute să ne căpătăm proprietatea. Zicea că noi suntem moștenitoare, rezervatare sau așa ceva. Nu înțeleg nimic, nu cred nimic. Ceai sau cafea? Mulțumesc, cafea. Tot ce știu e că îi plătim o căruță de bani și că ar face bine să descurci la tăițele testamentului ăstuia. Să ne intrăm în dreptul și să scăpăm de scorpia asta de catincă. Că prea mult timp nu mai avem. Nu mai vorbi și tu așa. E. Doar e mama nepotului nostru și vrea binele ca și noi. Tot ce face e și pentru el. Dă-mi, te rog, și mie un foc. Și lasă că știi tu că și Traian n-a fost ușă de biserică. A cam chinuit-o băbiata Catinca. Mai ales atunci când i s-a prinseseră călcâile după duduia aceea de la cabaret. Crezi că ușor i-a fost ei să audă că Lisandru mai are o soră, Isabel? Nu, nu. Catinca ține la băiat. Asta e limpede. Tot ce face este și pentru el. Și pentru el, zici că parcă n-ai ști cu cine ai de-a face. Ai grijă de hârtia, gata. Știi bine ce a spus Andronache. Aveți grijă de hârtii, doamnă. Dama ta lui câți ani ai? Aveți grijă, doamnă, de hârtii, pentru că ele ne trebuiesc în cea mai bună stare a lor ca să putem dovedi intenția defunctului atunci când l-a întocmit. Intenția defunctului? Eu spun eu care a fost intenția defunctului, înainte să scotocească prin hârțoagele astea. Eu mă duc să mă culc. Te rog să nu uși geamuri de deschise, da? Că vine furtuna. Cine e? Isabel. Isabel. Thank you.
Ia. Am fost ieri aici în vizită, da? Doamnele Estela și Agata. Da? Le-am adus acasă de la gara. Domnul meu, persoanele pe care le căutați au murit. Au murit vreo 20 de ani. Poate o confuzie. Sunteți sigur că asta e adresa pe care căutați, pentru că uitați aici, doamnele au murit. Am fost ieri aici, da? Da. Vorbeau de Traian, de Moștenire, de Andronache, de... Da. De Catinca. Da. Da? Da. Bun. Am lăsat bricheta înăuntru. Vreau să o iau. Dacă puteți să-mi deschideți, da? Da, foarte bine. Eu pot să vă deschid, dar e degeaba, pentru că... Doamnele, au murit. Da, eu mă deschid, eu. Oh.